Bună ziua, dragi elevi, și bine ați venit din nou alături de mine la o lecție de limba și literatura română de clasa a șaptea, în care vom vorbi despre regulile citării. De ce cităm? Prin citarea unor surse de încredere, ne asigurăm că articolele pe care noi le publicăm cuprind informații exacte și credibile, recunoaștem meritul unui om pentru furnizarea unor informații folositoare, demonstrăm că informațiile furnizate nu reprezintă opiniile autorului și facilităm verificarea rapidă a informațiilor. Nu în ultimul timp, prin citare, evităm plagiatul, adică însușirea ideilor, a metodelor sau a textelor unei alte persoane și prezentarea lor drept creație personală. A cita înseamnă a reproduce întocmai ceea ce s-a spus sau s-a scris de către cineva. Înseamnă a da un citat. Un citat poate fi reprezentat atât de un fragment care face parte dintr-o altă lucrare, cât și de cuvinte și gânduri redate în vorbirea directă. Când cităm, folosim ghilimelele, care sunt semnele de punctuație folosite pentru a marca grafic reproducerea exactă a unui fragment așa cum a fost spus ori scris de altcineva. Când cităm pe cineva într-un discurs oral, folosim formulele citez pentru a anunța începutul citatului și am încheiat citatul pentru a anunța sfârșitul citatului. Să trecem în revistă câteva reguli ale citării. Dacă citatul încheie fraza, e nevoie de încă un punct la final, în afara celui de la sfârșitul citatului. Iată un exemplu. Albert Einstein a spus: învață din ieri, trăiește pentru astăzi și speră pentru ziua de mâine. Cel mai important lucru este să nu încetezi niciodată să te întrebi. Dacă citatul se încadrează în linia logicii frazei, nu este nevoie să marcăm începutul acestuia prin două puncte. Iată o exemplificare în acest sens. Este important să sper pentru ziua de mâine, cum spunea Albert Einstein. Dacă într-un citat se include un alt citat, se vor folosi ghilimelele franțuzești sau unghiulare între ghilimelele românești. Bineînțeles că în vorbire, ghilimelele franțuzești trebuie marcate prin intonație, ca în exemplu. Grea misie, misia de polițai, și conul fănică cu pana joițica mai stau să-mi numere steagurile. Tot vorba bietei neveste zice: ghiță, ghiță, pupă-l în bot și papă-i tot, căsătulul nu crede la îl flământ. Fragmentul reprodus face parte din piesa de teatru O scrisoare pierdută, scrisă de Luca Caragiale. Dacă nu reproducem exact un citat, îl putem parafraza fără a folosi ghilimelele. Iată un exemplu în acest sens. Parafrazându-l pe Albert Einstein, vom spune că ar trebui să învățăm din ziua de ieri, să trăim pentru astăzi și să sperăm pentru ziua de mâine. Vom trece acum în revistă alte câteva reguli importante ale citării. În tehnoredactarea românească, între ghilimele, atât între cele românești cât și între cele franțuzești și textul inclus, nu se lasă spațiu. În primul exemplu putem vedea că este încălcată regula amintită, citatul fiind redactat corect în al doilea exemplu. Dacă enunțul se termină imediat după citat, punctul apare după ghilimelele închise. Vedeți și exemplul de mai jos. Dacă se selectează o parte dintr-un citat, partea omisă este marcată în citat prin puncte de suspensie încadrate între paranteze rotunde sau drepte, pentru a nu se confunda cu punctele de suspensie din citat. Acest lucru poate fi observat în citatul oferit ca exemplu din care s-a eliminat o parte, cea din interior. Dacă citatul însuși se încheie cu un semn de punctuație, acesta apare obligatoriu înainte de închiderea ghilimelelor, fără să se compromită prezența semnului de punctuație final, precum în exemplu reprodus din piesa de teatru Tache, Ianche și Cadâr, scrisă de Victor Ion Popa. Ianche: uf, mare căldură! Așa o căldură n-am avut toată vara! Ați ajuns la finalul lecției și vă felicit! Nu uitați,
Este foarte important să apelăm la surse de încredere pentru citare în operele noastre și să respectăm regulile citării. Așa vom demonstra profesionalism și credibilitate.